Îl avem la telefon pe domnul Liviu Apostoie de la Cartela Alfa. Bună seara! Să rămâne, bună seara! Înțeleg că ați depus plângere penală, sunteți nemulțumiți că cresc salariile demnitarilor. Mai exact, vă rog! Este absolut normal să depunem o plângere penală în momentul când legislația nu se respectă. În momentul în care noi avem o lege, acea lege a salarizării, care evident nu s-a aplicat din diferite motive, o lege la care s-a lucrat mai mult de un an și jumătate, cu fonduri importante, cu Banca Mondială, cu resurse interne extraordinare. Am făcut o lege bună, rea, cu oameni mulțumiți, nemulțumiți, niciodată nu o să putem să-i mulțumim pe toți, dar a ieșit o lege, nu s-a aplicat. Cine mai crede că o altă lege se poate aplica în condițiile în care dublăm acel indice de care spunea colegul din studio, la care ne referim ca bază, de la 600 de lei, pentru că acela a rămas indicele la care se raportează salariile respective, îl vom duce la salariul minim din economie, garantat în plată, care va fi 1200. Cine crede, cine își poate închipui că de mâine, că de poimâine, că de la 1 ianuarie 2016 se vor putea aplica aceste salarii? Totul este o minciună. Singurul lucru care s-a dorit a fost creșterea salariilor la vârf. Acestea s-au făcut prin această ordonanță. Și noi considerăm că este ilegal, pentru că ea nu corespunde legii care este în vigoare în acest moment. Deci legea este depășită prin această ordonanță. Cum să dai numai celor din vârf? Nu se poate. Sunt de acord că salariile lor poate nu corespund nivelului, dar ale noastre, cele din bază, corespund vieții pe care o ducem. 800 de lei, încă o dată vă spun, 800 de lei net, bani în mână, pe o lună de zile muncită. Știe cineva cum se poate trăi cu ei? Da, foarte greu se poate trăi. Dar, domnule Apostoiu, domnul Gabriel Oprea, când era premier, prim-ministru interimar, a dat această ordonanță de urgență și a și explicat care este motivul pentru care este necesar ca demnitarii să aibă salarii mari. Peste tot în lume, salariile mici generează corupție și incompetență. Suntem perfect conștienți că creșterea calității actului administrativ implică și altceva decât creșterea salariilor. Scopul final al acestei ordonanțe este să pune la dispoziția cetățeanului servicii administrative de calitate. Așadar, e și o parte bună în această măsură, nu? Păi stați un pic, numai la vârf, dacă e să ne referim la toată societatea românească, până la urmă lipsurile în care ne batem toți, creează probleme, creează această chestiune de neîncredere în sistemul public a celorlalți care merg la ghișeele respective. Dar gândiți-vă încă o dată, vă duc acolo la 800 de lei. Păi, stați un pic să ne raportăm atunci. Bun, îi facem salariul președintelui țării și al celorlalți care vin după el la nivelul celor din vest. Eu nu spun că de mâine celor din administrația publică trebuie să le dăm 3.000 de euro sau 2.000 de euro cât au cei din vest, ca să păstrăm o proporție. Dar nu vă supărați, cum să trăiască cu 250 de euro, pentru că nimeni nu pricepe acest lucru. Deci, ca să vă spun foarte exact, această chestiune cu mărirea salariilor a început de mai bine de o jumătate de an, așa ca o picătură chinezească. Și în toate comisiile de dialog social de pe la Ministerul Muncii și în alte ministere, mi s-a spus că salariile la nivel de vârf sunt mici. Știm toți că sunt mici, dar știm toți în același timp că și salariile de la nivelul de bază sunt foarte mici. Și atunci de ce dintr-o dată dăm o ordonanță de urgență prin care le mărim pe celelalte înainte de a ajunge să avem o altă lege, dacă dorim o altă lege? Părerea noastră este următoarea. Totul s-a făcut numai pentru a crește la vârf, iar celor din bază se dau promisiuni deșarte, promisiuni care se vor aplica în 10 ani de aici încolo, câte 5%, câte păi 10%. Dar nu e cam riscant? Domnule Apostol, nu e cam riscant? Anul viitor sunt alegeri. Le crești salariile celor de la vârf și exact votanții, pe votanții îi lași așa? Nu cred că s-au gândit chiar. 10-15% cu promisiunile care au mai fost făcute și acum 2 ani, și acum 4 ani, și de fiecare dată, că legea se va aplica și că vor ajunge la nivelul
promis. Nu vor ajunge la nivelul promis, pentru că dacă este să ne raportăm la ce înseamnă bugetul în acest moment, știm toți că plapuma este atât cât este. Deci degeaba promisem... Păi asta ne întrebam și noi, că știm cât e plapuma și când am văzut și scăderi de taxe și salarii la demnitari și credem... la ceilalți. Nu putem să credem aceste promisiuni pentru că le-am mai auzit. Și ce credeți că se va întâmpla după această plângere penală, domnule Apostoiu? Nu știu, noi am făcut plângerea penală că nu se respectă legea. Ce se va întâmpla mai departe, o să vedem. Noi ne-am făcut datoria să sesizăm faptul că legile pe care le-a făcut un guvern, indiferent care este el sau Parlamentul, ordonanțele date de guvern, apoi duse prin legi, prin Parlament, am sesizat faptul că nu se respectă. Am înțeles. Rele. Doamna Ecaterina Andronescu, vedeți temerile oamenilor. Dacă îmi permiteți să comentez puțin, nu știu dacă domnul Păstoiu mai este, da, la este telefon. În continuare. Și ordonanța este o lege. Deci din punct de vedere al legalității, această ordonanță a fost emisă legal. Că nu trebuia să fie așa, asta e deja un alt subiect. Dar din punct de vedere al legalității, guvernul a fost abilitat pe vacanța parlamentară să emită ordonanțe. A fost abilitat de Parlament. Bun, deci intenția este ca doar salariile demnitarilor să crească, spun. Nu, nu a fost în mod expres lucrul acesta, dar aveau abilitarea pentru a emite ordonanțe pe această temă generală. Vă rog, doamna Marica. De ce asta s-a dorit? Domnii au spus așa, vă faceți și vouă o lege, dar mai așteptați și noi ne dăm repede o ordonanță. Asta e foarte clar. Are dreptate colegul meu. Este o minciună. Din punctul meu de vedere, anul viitor, dacă îmi dă 10% pe tot ce se întâmplă în codul fiscal și ce calcule noi, mi-e și frică să fac la ora actuală, la această lege, la acest proiect, care nu le-a dat complet. Ne l-au dat cu unele grile, altele nu, păi, altele domnul, da. Domnul Marica, anul viitor sunt alegeri, explicați-mi și mie. Cum? N-au acest credeți, interes? Credeți că dacă îmbrac frumos în polială 10% și spun că atâta se poate acum, nu o să fie... Asta cu demnitarii o să se uite. Orice minune ține 5 zile. O să ne aducem noi aminte, în campanie electorală știm cum funcționează toate instituțiile și tot ce se întâmplă, pentru că nu mai poți să discuți în modul ăsta, civilizat despre lucrurile astea. Dar, clar este că sunt oameni care trăiesc cu 800 de lei, clar este că au ajuns aici datorită politicilor care le-au avut guvernele de atâta timp și politica lui Boc, care a spus, vă fac o nouă lege, am stat la masă, am discutat, vă cresc salariile cu 70%. Același lucru auzim acum. Deci este o tâmpenie. Dacă nu-i dai lui ăla din bază, care sunt, să zicem, 200.000 de oameni, care pot înghiți, să vedem ce, să ne așezăm la masă și să dăm, 10%, 15%, dar diferențiat. Dar domnul Teodorovici zicea că 20% dintre angajații de la stat ar trebui să încamă în plus. Poate mai dau afară 20% și mai 20% dintre ei sunt șefi de obicei și sunt aduși la fiecare guvernare. Noi ne-am înmulțit cu oamenii pentru că fiecare își aduce logodnicile lor sau pilele lor. Și le aduc în administrație. Și noi nu putem să ne opunem. Dacă vreau să mă opun, începe după aceea scandalul. N-avem cu ce să ne opunem. De fiecare dată au venit oameni, dar puși pe funcții de conducere. Nici de cum. Unde sunt salariile mai mari? Iarăși, da. Este o nebunie generală. Doamna Apostoiu, dacă mai doriți să adăugați ceva. Un singur lucru, că ne-am cam săturat de minciuni. Eu sper ca lumea să înțeleagă în continuare faptul că, indiferent cine la guvernare, vine la guvernare, ajutat și de noi la un moment dat, prin voturile noastre, prin ceea ce spunem la un moment dat, prin dorințele noastre, ar trebui să țină cont de noi, de toți cei mulți care producem bugetul, sunt de acord să se mărească și celor din vârf, n-am nicio problemă, pozițiile lor sunt foarte importante și trebuie să primească bani la nivelul la care sunt, dar nu uitați că cei mulți care sunt jos au o limită. Și limita asta, chiar dacă la noi, la români, durează mai mult, e posibil să se atingă la un moment dat. Și ar fi bine să se țină cont de ei, să se mulțumesc facă investiții mult, și să se dea locuri de muncă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, o seară frumoasă! Domnule